cea dintre Chindia și FCSB. Ne vedem la mijlocul terenului pe Toni Suciu. Chiar dacă este o echipă nou promovată, CSC Schellenberg are în primul 11 jucători cu experiență. Hermannstadt, echipele la care a evoluat. Prima ocazie pentru Petrolul în acest minut 5. Șutul lui Cosmin Tucaliuc. Mingea a lovit bara. Ne amintim de o fază similară din meciul dintre Hermannstadt și Ripensia Timișoara, apărute la încălzire. Aici o reluare frumoasă, mingea se duce din nou în bară. 8 minute în care Petrolul a trimis de două ori mingea în bară. Interiorul careului a fost Senad Jerović, după ce puțin mai devreme și Tucaliuc trimisese în bară. Da, până la urmă pană, trimite, lovitură de cap, este 1-0 pentru Petrolul. Să vedem, da, poziția sa regulamentară, trimite lângă bară, nu mai are ce să facă egal. Foarte bine s-a înălțat Jerović. Primul gol în tricoul Petrolului pentru jucătorul născut în Germania, dar spuneam cu când echipa era condusă cu 1-0. A marcat pentru 1-1 aici. Gol superb marcat de Măzărache și tot după o lovitură de cap. Se duce direct către fanii Petrolului pentru a sărbători, urmat de coechipierii săi. Petrolul reușește să înscrie și în campionat. Mare gaur în defensiva oaspeților. Vine târziu acolo Vodă și nu poate să mai împiedice pe Măzărache. Nu cred că putea face mai mult gal. Cât de bine a lovit mingea Măzărache, periculos în deporta lui Raul Avram. Șansă din nou pentru Petrolul, o scăriță. Mingea se duce însă paralel cu linia porții, are dreptate să fie supărat Tucaliuc. Aștepta pasa, era singur acolo la 5-6 metri în fața porții. O nouă șansă de gol, gal scoate în corner. S-a jucat într-un singur sens în această repriză secundă, spre deosebire de prima. Cât de ușor e depășit pentru Măzărache, învăluie Țicu, primește capitanul Petrolului, șutul este perfect. 3-0, gol venit de această dată pe contraatac. A dat drumul la timp la minge Măzărache. Șut în diagonală la colțul lung, e adevărat, o minge atinsă un pic și de Crișan. Învins pentru a treia oară Rareș Gal. Da, Rareș Gal, ultimul care atinge mingea în această partidă câștigată la scor de neprezentare de Petrolul. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.